Fostul premier italian Silvio Berlusconi este internat la terapie intensivă într-un spital din Milano, iar potrivit unor surse citate de presa italiană, a fost diagnosticat cu leucemie. În ultima perioadă, magnatul în vârstă de 86 de ani s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Il Cavaliere abia ieșise din spital săptămâna trecută. Acum Silvio Berlusconi este internat la secția de cardiologie a spitalului milanez San Raffaele. Agenția ANSA, care citează surse medicale, scrie că starea acestuia este stabilă. Fostul premier, a cărui formațiune Forța Italia se află în coaliția de guvernare, a suferit o intervenție pe cord deschis în 2016.